dragă, mai bine fiare flori și avem o surpriză pentru domnul Vladimir. Bună ziua! Am nevoie de domnul Vladimir. Eu sunt Sergiu, sunt de la compania de vrădare flori și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Dacă puteți, vă rog frumos să vă apropiați această minunată toartă. Cadou din partea companiei Crizal. Da, o soluție care să mestecați cu apă. Și ca să aflați de la cine este surpriza, mai avem un bilețel. Dacă o să-mi permiți, o să-i dau citire. Poftim. Dragul nostru tată, încă un an în care, din păcate, nu putem să fim alături de tine. Dar tu știi bine că inimile noastre sunt acolo, cu voi, la casa părintească. Mulțumim pentru că ai avut grijă să ne crești frumos și să nu ducem lipsă de lucrurile necesare. Acum știu că te gândești că te sperie trecerea timpului. Te gândești că azi ai făcut 60 de ani și că mâine o să treacă mult prea repede. Dar uite-te puțin în jurul tău. Uite-te la cât ai realizat. Uite-te ce copii frumoși ai și ce soție minunată ai lângă tine. Uite-te la toate astea și bucură-te, pentru că ești proprietarul unor comori dăruite de Dumnezeu. Știm că tu ai făcut tot ce ți-a fost în putință. Știm că ai dat tot ce ai avut mai bun din tine și asta este ceea ce contează. Așa că te rugăm, zâmbește, faci 60 de ani minunați de ziua ta, îți dorim sănătate, zile multe de la Dumnezeu, în sufletul tău să fie pace, inima să-ți fie voioasă, să te bucuri alături de noi, iar grijile să te ocolească. Te respectăm și te prețuim. Ca părinte, astăzi trimitem spre tine 60 de binecuvântări. La mulți ani, tată și bunicul nostru drag. Mulțumim! Bravo! Bravo! Și dacă aveți un mesaj de mulțumire, puteți să spuneți în cameră. Bravo! 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 Le mulțumesc din tot sufletul la copiii mei și la tot lumea prin prejur care m-au ajutat. Și mulțumesc Dumnezeu că am ajuns la 60 de ani. Și doresc la toți mulți, mulți ani, pași și fericire, să ajungă și ei ca mine și mai departe. Bravo, 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 bravo. Livrareflori.md. Gestul contează.